Biletul zilei la pariuri sportive pentru astăzi, 12 aprilie, conține 3 pronosticuri. Am creat o cotă finală de 2,99, iar prima partidă este din basket, acolo unde FOS Provenance se întâlnește cu Denain Voltair. Dragi prieteni, lucrurile sunt foarte simple aici. În ultimele 5 întâlniri directe, oaspeții au avut câștig de fiecare dată. Mă aștept aici cel puțin să nu piardă măcar la mai mult de 8 puncte diferență, iar cota zic eu că este foarte bună, 1,65. Recomand chiar ca pontul zilei. Nagbreda Dordrecht, un alt meci din Eerste Divisie, Olanda 2, acolo unde de obicei se marchează goluri multe. Nagbreda și Dordrecht, vă spuneam că sunt echipe foarte ofensive, dar cu mari probleme în apărare. Mizez aici pe un gol, pe un meci spectaculos cu multe goluri, dar în principal pe GG sau 3+. Și continuăm cu La Liga, Betis Celta Vigo, o partidă care ar trebui să fie foarte, foarte echilibrată, iar la final una din cele două reprize măcar să fie la egalitate. Pronostic, egalitate, una dintre reprize, cotă 1,42. Așa arată biletul zilei. În linkul din comentarii găsiți biletul cotă 100, biletul cotă 10.